Vă salut din India, la. Din Manali. Sunt în nordul Indiei acum, la frig, și eu port rochițe pe frig, dar e ok, din cauza că mi-am spălat hainele. Am venit în India crezând că e cald, mi-am adus decât o bluză groasă și o geacă groasă și atât. Și acum le spăl în fiecare zi și le port în fiecare zi, foarte fain. Da, am venit aici în Manali, la munte și așa de frumos. Și am zis, hai să fac un nou video. Astăzi o să vă zic de ce nu mai mănânc carne. Am renunțat la carne de 7 luni de zile. De ce am renunțat la carne? Doamne ferada, cum să renunț la carne? Cea mai bună creză de pe pământ. Shawarma, burger și... Să știți că este shawarma și vegetariană și vegană. Este și burger vegetarian și vegan. Și nu-s vegană, deși mi-ar plăcea să fiu. Uitați, beau lapte cu cafea dintr-o sticlă. Ce poate fi mai ciudat de atât? Am renunțat de când locuiam la Londra. Găteam foarte mult pui acolo și pur și simplu, mă, deci câți germeni avea puiul ăla, dacă eram un pic tăiată la mână și găteam fără să am mânuși, mă duria rana. Simțeam că e un fake, e o grețioșală, e o nașpa. Bine, e adevărat, deci serios, chiar nu înțeleg în alte țări. Când cumperi pui din magazin, cum poți să-l mănânci? Deci e atâta de fake și atâta de grețos și atâta de nesănătos. Hai, în România înțeleg că e pui de la țară, care mănâncă grăunță și răhățel. Înțeleg. Ăla se poate mânca. Dar când ești în altă țară, sau și chiar și în țară, să-ți cumperi din magazin toate injectate, toate pline de germeni. Pe mine, numai gândul ăsta, să-mi imaginez toate găinile alea care stau super închise acolo, care primesc injecții, care mănâncă nimic, noi le mâncăm și suntem atât de bufticioși, chestia asta m-a făcut chiar să mi se facă greață. Niciodată n-am fost o mare fană carne, niciodată n-am mâncat carne să mă înfulec sau în fiecare zi dacă n-aveam carne farfurie să simt că n-am mâncare. Mereu mi-au plăcut legumele, fructele, aș fi mâncat câteodată non-stop numai de genul ăsta, dar pur și simplu mi-am dat seama că nu e sănătos pentru mine. Am urmărit și anumite videouri care promovau vegan și mi-ar plăcea să fiu și eu vegan, dar brânza aia. Plus, Londra promovează foarte mult vegan și vegetarian. Adică oriunde mergi, găsești să mănânci vegetarian, găsești să mănânci vegan și mâncare foarte bună. Adică e extrem de tasty și yummy și... E foarte greu în România, că nu știu, ori eu nu găsesc, dar chiar nu sunt restaurante, adică deja un restaurant și nu are măcar un mini meniu pentru vegetariani. Mă duc la restaurant și mănânc legume. Sau ia orez și cu cartofi. Fel înțeleg de ce, din cauza că românii sunt niște iubitori de carne. Adică foarte mulți români, când am ajuns în țară, erau, a, dar cum se lăsa carne, cum se lăsa carne, Doamne, carne cât e de bună, cât e sănătoasă, cât e de... Din punctul meu de vedere, carnea nu este pentru oameni. Noi am ales să facem asta și nu-i ceva rău, nu-i ceva greșit, dar e mult mai sănătos și corpul se simte mult mai bine atunci când nu mănânci carne. Dar da, trebuie să înlocuiești cu ceva. Ai nevoie de proteine și în cauza asta mănânci alune, mănânci semințe, mănânci chestii care știi că trebuie să te ajute la corpul tău. Ce îmi place foarte mult în India este că ei, pur și simplu, majoritatea, cred că 80% din indieni sunt vegetariani. Orice magazin, orice restaurant scrie meat or veg, or pur vegan, veg, vegetarian. Pur și simplu iubesc vegetarian și oriunde am mers am mâncat mâncare atâta de bună. Da, iubesc și picant, iubesc și vegetarian și în India pot să zic din punctul de vedere al mâncării. Mă, totuși, comic că am slăbit aici. Oare cum s-o fi întâmplat asta? Cine e vegetarian? Să-mi spuneți. De când sunteți vegetariani? Ce v-a făcut să deveniți vegetariani? Chiar sunt foarte curioasă câți vegetariani sunt în România sau vegan. Care dintre voi sunteți vegetariani? Chiar sunt curioasă. Lumea asta ar fi mai frumoasă dacă am mâncat doar legume și fructe. Nu. Nu mă credeți. Știu că voi românii iubiți carnea. Și dacă nu aveți carne, favorita este ca și cum n-ați mâncat și nu mâncați și parcă nu este mâncare acolo și parcă sumacul vostru este gol. Dar sunt atâtea lucruri care poate să locuiască. O să postez mai multe travel vloguri și nu vă supărați pe mine, de-aia pe ala o să-l fac în engleză. Nu sunt expertă în engleză, știu asta, nu vă mai legați de engleza mea,
dar vreau să-l fac în engleză din cauza că foarte mulți oameni care mă urmăresc mi-au cerut asta. O să încerc să pun și subtitrare română, măcar la unele chestii. Să aveți o zi frumoasă și drăguță și mă las.